Bună ziua, dragii mei, sunt Tarotela cu a doua parte pentru cei cu Soare, Lună, Venus, Ascendent, Nodul Nord, Învărsător, voi și cineva. Am amestecat cărțile și am văzut la un moment dat că știți că se part două și le amestec. Am văzut 7 de spade, semn de aer, mai mult sau mai puțin, și asul de monede. Se dorește un nou început, zic nou, pentru că cine știe câte începuturi au fost între voi și persoana cu care relaționați. Așa, dar se dorește și o strategie, mare grijă, mare grijă. Cu fi semn de aer, semn de pământ, variază, că semnul de pământ poate să fie o relație stabilă, de lungă durată, iar variază. Se dorește un nou început, dar se lucrează la o strategie pentru acest nou început, dar mare grijă. Nou început apare și aici, nebunul, am mai sărit cărțile și vă zic pe scurt un mesaj, rămâne de văzut cum se va vedea în continuare. Deci se dorește ceva de la zero, să o luați de la zero. Haideți să, de fapt, să vin altfel. În primul rând, se dorește încheierea unui ciclu de trădări. Semn de aer, semn de aer. Că ați fost cu balanță, că n-ați fost cu balanță, se dorește separarea. Da? Se dorește adevărul, se dorește echilibru, echilibru după ce v-ați trădat. Unul pe altul sau doar unul sau doar altul, nu contează, nu stau să vă judec. Eu vă arăt cărțile. Da? Și trebuie încheiat acest ciclu. Da? Să ieșiți cu dreptate, cu echilibru, cu... mândrie, cu stimă, nu orgolioasă, da? Nu orgoliu, zi mândrie, nu orgoliu. Cu stimă față de voi, cu corectitudine. Trebuie manifestat corectitudine și justiție divină după acest ciclu. Și dacă vreți să o luați de la zero și să schimbați energia, mare grijă în ce direcție o faceți. De-aia am zis, dați-vă timp de vindecare. Și vindecarea nu se întâmplă așa într-o lună, două, în câteva săptămâni. Știu că durează. Știu că durează. Că o fi fost o căsătorie pentru unii sau o relație de lungă durată, că o fi fost o aventură cu un semn de apă, cu un semn de foc, iar variază că apar secrete, apare aventurierul, playboy-ul despre care am zis, da? Playboy-ul, jucăușul, jucătorul, păcăliciu, nu e păcăliciu aici, este doar un cavaler, un tip care arată bine sau o tipă care arată bine și care atrage, asta face, atrage, cucerește, dar nu e consistent, nu este de lungă durată. Acum nu mă mai interesează pe mine zodiile, citiți-le voi. Am zis apă, foc, am zis semn de aer pentru unii și am zis, zic acum, semn de pământ pentru alții. Ideea este că dacă, într-adevăr, unii chiar vreți să o luați de la zero, o nouă etapă, în viața voastră separat sau cu același personaj să schimbați energia, să oferiți o cărămidă, o cărămidă, am zis cărămidă că sunt monede, și cărămida acea... piatră de căpătâi sau de fundație, da? De temelie. Să puneți temelia la o legătură de lungă durată. Mare grijă pe ce principii faceți. Dacă faceți pe nevoia pentru bani, din neorgoliu, să nu-l pierdeți. Nu că e al meu, că e a mea. A mea rămâne, nu, sau al meu rămâne, nu. Ăsta e ego. Dacă o faceți din motivație, de frică, vă e frică să fiți singuri, învățați să fiți singuri, să vă bucurați, am vorbit de nouă de cupe la prima parte, să vă bucurați de voi, fericirea o găsim în noi, nu în afară. În afară o împărtășim și o împărtășim în echilibru. Dacă o faceți din motivații sexuale, că asta e o carte extrem de sexuală și de obsedantă și adictivă, da? Dacă o faceți din aceste motive, iar o să eșuați. Mare grijă! Haideți să vedem ce energie. Lecția spirituală. Învățați-vă lecția spirituală, adevărul, da? Căutați-vă cu răbdare, că asta înseamnă răbdare. Lumina, adevărul și apoi mergeți către stea, către varianta, ce este varianta superioară a vărsătorului, varianta superioară a voastră, cea mai bună versiune a voastră. Asta trebuie să faceți. Ne mai amestec un pic. Manifestați adevărul, nu pasiunea, nu nevoia de, nici măcar nu intimitate. Că intimitate e un cuvânt atât de profund pe care foarte puțin îl înțeleg. Intimitatea ține de legătură sufletească. Aia e adevărată intimitate. Acolo ești cel mai intim, în suflet, nu la prima chakră, da? Acolo este cea mai profundă intimitate. Și nu poți să ai intimitate decât cu cineva care simte sufletul, simte emoțiile, nu doar trupul. Energia comună dintre voi doi. A, asta? Ia uite, nebunul. Să nu fiți nebuni.
Vreți să luați de la zero după ce v-ați decepționat într-o poveste de dragoste, cuplu, că o fi fost cuplu, nu zic, nu. V-ați săgeta cu dragoste, cu pasiune, aici sunteți voi, că ori fi fost și triunghiuri, că nu ori fi fost triunghiuri amoroase, v-ați bucurat de viață. De un început, dar la un moment dat a rămas în faza de început, ceva n-a mai mers, adică nu s-a dezvoltat, a stagnat la capitolul dragoste față de voi. Aici s-a întârziat acest nou decup, eu așa văd cărțile. N-ați învățat unii dintre voi să vă bucurați? Apare, ia uite, nevoia de transformare, trebuie să vă transformați. N-ați învățat încă să vă bucurați de voi, în voi. Să vă găsiți fericirea în voi. Rămâne de văzut cum se va manifesta. Sper să reușiți unii dintre voi, cei care ați lucrat, aveți aici un lucru, bodywork. Vorbești de corpul energetic și de corpul spiritual, da? Nu doar de corpul fizic, ci lucru cu corpul, da? Și sunt mai multe corpuri. Ce simțiți? Am văzut puterea. Super! Posibil, pentru unii simțiți multă pasiune pentru cineva care are planete în leu sau în fecioară. Dar eu zic că simțiți multă atracție fizică și nu știți cum să o temperați. Dar, dragii mei, manifestați răbdare și transformare, că am văzut moartea, transformare crește spiritual. Manifestați legătura aceea intimă între două suflete, da? Cei doi pot să facă un cuplu de forță, chiar dacă sunt atât de diferiți, da? Înțelegeți? Își pot simți sufletele, chiar dacă sunt diferiți. Înțelegeți nevoile sufletești ale leului și el va înțelege nevoile spirituale ale fecioarei. Nu vorbim de zodia acum. Voi sunteți voi, semn de aer. Așteptați să comunicați eventual, să schimbați energia, să schimbați situația cu mama, copii. În cuplu, în căsătorie. Aici sunt doi oameni căsătoriți. Doi oameni căsătoriți. Și, da, au fost dureri de cap, au fost niște decepții din cauza acestor obsesii pentru viața intimă, tot zic intimă, dar nu e intimă, a fost mai importantă decât decât legătura emoțională. Schimbați toate aceste energii, că asta înseamnă lumea, ridicați-vă deasupra acestui stil de viață și manifestați legături profunde. Da? Legături profunde. Simțiți-vă sufletul, alegeți oameni care vă dau stabilitatea și nu doar fizică, și emoțională și vă vindecă. Voi erați într-o relație cu un semn de pământ, eventual pentru unii. Ce simțiți? Simțiți că lângă ei sunteți puternici, că ei vă dau stabilitate, ei vă protejează, dar repet, vom vedea și cărțile cum apar. Trebuie să vă găsiți puterea și fericirea în voi. Ce simt ei față de voi? Părțători. Am și aici planete. Ce credeți că n-am? Am. Și știu cum se manifestă. Și variantele frumoase și variantele mai puțin frumoase ale vărsătorilor. Ce simțiți voi? Cavalerul de cupe. Sunt două variante. În cazul în care vreți să o luați de la zero și nu și celălalt, că e energia comună. Foarte posibil pentru unii ei să simtă emoții pentru altcineva, pentru că acest cavaler merge în afară, este cu spatele la voi. Este cu spatele la voi. De-aia m-am pus așa. Aici sunteți voi, aici sunt ei. Este cu spatele la voi să se detașeze emoțional, să meargă către altcineva. Pentru unii asta pentru că este zero. Sunteți voi în punctul zero. Acum pentru alții, pentru cei care sunteți într-o căsătorie și vă doriți împăcare, după ce v-ați separat și v-ați ținut în frig, în ceață, în acest cuplu, iar cu semn de pământ, apare separare, apare o separare. Apare o separare, ia uite.
conflictul, cum să ieșiți, cum să iasă ei. Își doresc o separare. Își doresc o separare. Mamă, și 10 de monede, și 10 de băte, și 10 de spade. Ei vor să închidă un ciclu. Eu așa simt. Așa simt că ei se gândesc în altă parte sau vor să se vindece, să meargă către vindecare. Către vindecare. Au pe altcineva emoțional în suflet. Pentru că e în afară, v-am zis, pentru cei care într-adevăr vreți o nouă etapă, o împăcare. Vă așteaptă să veniți voi înspre ei. Să le oferiți emoții. Așteaptă să veniți voi cu emoții. Cu un alt discurs, cu un alt fel de a comunica. Interesant. Clarificăm puterea. Clarificăm puterea de partea vărsătorului. Ce simte vărsătorul în august? E și luna 8-a, da? August. E pe casa voastră a 7-a relațiilor, dragii mei. Aveți putere. Chiar dacă se întâmplă trăsnetul, separarea. Deocamdată și cu 0 și cu trăsnetul apare o separare. Aveți un semn de foc față de care simțiți multă pasiune. Care vine în viața voastră. Dacă voi vă separați, că apare separare și rămâneți singuri, aveți un semn de foc care vine în viața voastră într-un mod neașteptat. Dar trăsnetul vine, da, e un eveniment neașteptat și semn de foc apare și aici. Și dacă voi sunteți aici singurei, că energia este să o luați de la zero, vine neașteptat în viața voastră un semn de foc. Asta la capătul setului de cărți. După ce v-ați separat, semn de taur, pentru unii semn de pământ, mai mult sau mai puțin, sau de foc, v-ați separat ca să vă vindecați. Dacă v-ați dat timp să vă vindecați, este minunat. Depinde de cât timp sunteți. Dacă nu, pentru unii, da, au fost niște separări, niște lacrimi, se dorește adevărul, se dorește o nouă direcție în viață, se dorește reechilibrare, vindecare după o situație. Că o fi fost triumf pentru unii, că pur și simplu unul a dat mai mult decât a primit, că așa se întâmplă în majoritatea cuplurilor. Nu vorbim de lungă sau scurtă durată, în majoritatea cuplurilor, unul dă mai mult. Unul e empat, altul e narcisist. Și asta e. Clarificăm turnul. Ce face turnul? Pentru vărsători. Turnul. E Uranusul vostru. Are pe jur. E drăguț. Dar e drăguț și așa și așa. Da. 5 de cupe. Ați plâns și nu mai vreți să plângeți, da? Este bine dacă nu mai vreți să plângeți. Însă se pare că totuși acest capitol nu s-a putut încheia. E o lecție care încă nu e învățată. Chiar dacă vreți să aveți putere, ia uite. Cineva la distanță, pentru unii, de peste o apă, suferă. C-o fi semn de aer, c-o fi semn de apă, suferă. E un personaj foarte frumos, care aduce speranță, dar care suferă în această situație. Și-ar putea să însemne mult acest personaj, de aia nu vreau să vă las pe voi să-l depistați cine acest personaj.
Dacă sunteți într-o separare de cineva la distanță, această separare nu este definitivă. O să vă mai întâlniți. Este o lecție, este un ciclu care încă nu s-a încheiat. Chiar dacă acum v-ați șters lacrimile, e bine dacă v-ați șters lacrimile că vă pregătiți pentru vindecare. Învățați să vă bucurați cu voi și uite așa vă vindecați inimioara dacă sunteți voi aici. Găsiți-vă dragostea în voi, nu în alții. Dacă e altcineva, rămâne de văzut. Clarificăm cavalerul de cupe. Ca să pot să înțeleg și eu lucrurile mai bine și din perspectiva lor. Clarificăm ce simte ei. Au zis că simt emoții. Dar, pe de-o parte, își doresc să veniți voi cu emoții, eventual cu acest gest de împăcare. Dacă a fost separarea, își doresc, vă așteaptă cu gestul de împăcare din partea voastră. Pentru alții se gândesc să se ducă în altă parte, să-și caute emoțiile de care au nevoie. Clarificăm cavalerul de cupe. Ce înseamnă? Triunghi. Triunghi amoros. Asta e. O să clarificăm. Triunghi toată ziua, fără supărare. Triunghi toată ziua, cu Uranus, cu Turnul și cu trei de cupe și cu nebunul, energie comună. Și cu nebunul, zero, energie comună. Și cu această lume, lecție neînvățată, ciclu karmic neînvățat. Ia uite, stagnări, lecție spirituală. Dacă a fost un trio, repet, sunt două variante. Ori vă așteaptă pe voi să vă cereți împăcare, ori ei s-ar putea să caute bucuria în alte brațe. În alte brațe. Se produce stagnarea, așteptarea. Pentru că așteptarea, de fapt, implică această lecție spirituală. Implică regăsirea luminii. Și reechilibrarea personajului cu care aveți de-a face. Posibil acest personaj își dorește controlul. Da. Clarificăm trei de cupe. Ce vrea să zică trei de cupe? Asta am simțit-o că vrea să iasă. Wow! Trei de cupe a fost clarificat cu regina de bâte și 8 de monede invers. Regina de bâte este o seducătoare. Este o seducătoare. Opt de monede nu mai vrea să lucreze în relație, în situație. Pentru că a găsit pe altcineva în acest grup de prieteni pe care aveți, a găsit pe altcineva pregătită, da? Înțelegeți? Să ofere satisfacții, bucurii, friends with benefits, da? Pe care poate nu le-a găsit sau pur și simplu a dorit, chiar dacă le-a găsit, a dorit ceva nou. Că nebun înseamnă și nou. Își dorește ceva nou. Așa simt. Regina de bâte, sigur, este seducător în această poziție. Nu este deloc stabilă în această poziție. Este amanta. Corfii ei, jucăuși, de fel, poate că așa sunt ei, seducători, pregătiți gata oricând pentru orice ofertă. Da? Și în momentul în care apare oferta, nu mai investesc în situațiile, în muncă, în alte lucruri care țin de transformare. Hm.
Ar mai fi că nu mai simt atracție pentru că au găsit în altă parte și din acest motiv vor să meargă mai departe. Amândouă, ia uite, și eremitul și faetonul vor să meargă către stea, către vindecare sau către altceva. Taur sau berbec. Dacă voi sunteți aici îngândurați, că e semn de aer, îngândurat, în gânduri, în ciclurile astea de idei, e un cerc de idei, pe de o parte vă blochează dacă e semn de... Așa simt. Chiar sunt curioasă, spuneți-mi. Mai dăm o clarificare pentru această lume invers la voi. Când aveți de gând să învățați... Ia uite, apare transformare. Uite. Lumea asta, lecția asta, ciclul ăsta, etapele astea, da? Separări, lacrimi, cofii, voi cu un semn de fecioară sau leu sau altceva semn, nu mă mai interesează, poate să fie semn fix, taur, da? Sper să înțetene bateria, taur, leu, vărsător sau scorpion, iar voi știți. Ideea este că unii dintre voi în această separare încă n-ați învățat. Trebuie să învățați, să încheiați acest ciclu. Și cum? A fost clarificată. Transformându-vă. A fost o relație, într-adevăr. Că o fi fost geamăn, că o fi fost semn de pământ, a fost multă atracție. Da! Dar transformați radical această legătură, dacă este bazată doar pe nevoi fizice, doar pe comunicare, doar pe manipulare. Eventual mai e și o altă variantă, transformați-vă în așa fel încât să aveți voi echilibru financiar, voi să fiți echilibrați și femininul și masculinul, da? Ca să puteți manifesta o nouă versiune, versiunea voastră, da? Superioară. Ia uite, ca să puteți merge către misiunea voastră. Clarificăm regina de... Ia uite, regina de bâte, invers, conflicte, concurență, printre prieteni, printre cunoștințe. Apare semn de pământ care este izolat, care s-a izolat de voi sau de altcineva. Eu zic că de voi. E o separare acasă, de cei de acasă. Marele preot înseamnă o relație stabilă, soțul, soția, sau o relație stabilă, sau o legătură spirituală. Complicat, dar, ia uite, 10 de spade, 10 de bâte, nu se poate. A fost o chestie, da? A fost o chestie. Clarificăm. Deci sunt conflicte interioare, legătură cu acest triunghi, cu această lipsă de atracție, deși am văzut totuși diavolul. Ia uite, 6 de cupe. Dacă se va face împăcarea trebuie să se facă cu transformare, pentru că 8 înseamnă transformare. Și cu răbdare, pentru că 8 a venit invers și dacă a venit invers dă înspre 7, 7 iar a venit cu multă răbdare. 7 luni, cine știe cât, asta ar însemna, să zic. Ca să vă restabilizați, să vă reechilibrați, să deveniți stabil iar. Dar un semn de pământ visează undeva peste hotare, la un drum. Da. Sunt conflicte. Încă sunt conflicte dacă să vă împăcați sau dacă să nu mai lucreze, să nu mai investească în relații. Încă sunt conflicte. Există o atracție în afară. Cavalerul de cupe și 3 de cupe, da? Există o atracție în afară, uitați. Atracție emoțională. Așa le văd. Asta e. Ce ar trebui să faceți acum, vărsătorilor? Acum? Să vă echilibrați.
financiar. Pentru că sunteți dezechilibrați, apare 6 de monede. Să lucrați, să munciți pentru echilibru vostru. Eventual să învățați să nu mai dați celor care merită, să dați celor care merită. Să așteptați eventual ca cineva să vă ofere cel puțin cât ați dat. Iar variază, depinde de voi în ce stadiu sunteți al evoluției, că nu o să fi toți în cele mai bune stadii, da? Nu degeaba au apărut aceste cărți, a apărut, ia uite. Iar sunteți voi, regina de spade, asul de spade, semn de aer, trebuie să manifestați înțelepciune, să manifestați adevăr. Să vă transformați, aveți 2 de 8, aveți 8 puterea, aveți nevoie de transformare, da? 8 puterea, aveți aici această lecție, dați în urmă, lumea invers, iar apare moartea. Moartea înseamnă transformare, casa 8 a scorpionului. 8, 8, 8, 8. În relație cu un semn de pământ sau cu o legătură karmică. A fost frumos cât a fost. Dar acum frumosul ăsta a fost găsit de personajul respectiv în altă parte. Deci, ați înțeles. Voi trebuie să vă echilibrați financiar. Voi. Asta trebuie să, trebuie să faceți voi. Probabil că nu găsiți, așa cum am bâlbâit eu, nu degeaba se întâmplă lucrurile astea, o fi și din cauza oboselii, dar lucrurile totuși nu sunt chiar întâmplătoare. Probabil nu găsiți. Aveți aceste opțiuni, da? Despre care am vorbit la prima parte. E o schimbare. Schimbare. Că-i de carieră, că-i de relație, o schimbare. Găsiți lumina în voi, cum am zis. Și opțiuni. Interesant că apar și aici la sfat, exact, balanță. Aveți opțiuni. Și în primul și în primul rând, prima opțiune sunteți voi. Dar din punct de vedere profund, spiritual, nouă de cupe, nu egotic, nu diavolul. Manifestați adevărul, exprimați adevărul și mergeți către creștere, către în sus, către nori, ia uite, zburați. Asta face vulturul, uliu. Ridicați-vă în vibrație, eliberați-vă de cupele negative, eliberați-vă de cei care vă țin în șabloane, eventual în iluzii. Și în așteptare. S-ar putea ce acest 10 de cupe, eu așa simt, pentru unii să fie și o iluzie. Ce a trebuit să facă ei? Personajul care a apărut. Așa simt cărțile. Sunt curioasă cu cine a rezonat. Ia unde era? Ei trebuie să aștepte. Semn de pământ. Să învețe să investească și ei. 6 și 7. Interesant, da? 6 și 7. Eventual să se vindece și ei. Sau să aștepte să vă vindecați voi. Variază. Să aștepte inspirație divină, să investească în lucruri practice, nu în prietenii trecătoare, da? Să investească, interesant că a apărut 8 de monede invers, la ceea ce simt că nu vor să investească acum, dar va trebui să învețe să investească în stabilitate, în alte lucruri, eventual. Am zis, împăcarea ar putea să vină mai în timp. Deocamdată, ei cam pe aici sunt. Ia uitați-i. Ia uitați-i cum sunt. Așa-i văd. Așa mi-a apărut mie. Nu știu, în altă parte. Ia uite. Niște cavaleri seducători, în acest context, da, așa sunt. Cavaleri seducători, se duc și ei printre prieteni și găsesc acolo un alt personaj care îi atrage și care distrage atenția de la muncă sau de la munca în relație. Și uite, așa se creează conflicte interioare în această relație, dacă vă știți de mai mult timp. Dacă să vă mai împăcați, pentru că e și o carte a împăcării, sunt conflicte, dacă să vă mai împăcați, pentru că au o atracție în altă parte. Și atunci sunteți și voi puși și ei puși să mai așteptați. Și am zis, 8 de monede invers merge către 7.
Și în ce să investească? În vindecarea lor, în inspirație, în reconstrucția unei nouă direcții. E o nouă direcție. Ce vă blochează? Destul de complicată situația vărsătorilor. Pare rău. Nu prea pot să zâmbesc la așa ceva, nu știu ce. Ce vă blochează? Ce norișor, aveți nor pe cer. Niște nor vă blochează. Niște supărări, niște gânduri, out. O legătură de lungă durată care vă consumă și nu ați învățat voi să... Posibil un semn de foc, că e neapărat semn de foc. Hai să zicem, un semn de foc sau un semn de apă pe unii. Dacă ei și-au găsit un semn de foc sau un semn de apă, e blocajul, da? E interesul lor în altă parte, pentru unii, pentru alții. Dacă sunteți într-o relație de lungă durată, probabil personajul cu care sunteți are tendința să bea prea mult. Și uite, așa când bea, mai este atras eventual și de alte situații. Înțelegeți, da? E un blocaj și vă pune, vă blochează și pe voi mental. Acum, vă blochează vindecarea, dragii mei, da? Aici sunteți voi, vă blochează situația aceasta. Mental, vă țin într-o cușcă mentală, nu găsiți soluții, nu găsiți vindecare la această dependență. Voi sunteți într-o dependență. Aici sunteți voi. Ia uite. Cum era? Așa era, da? Nu găsiți soluții cum să vă vindecați. Nu știți care e misiunea voastră. Unii nu știți încă care, da? Care e misiunea voastră în viață? Pentru că sunteți dependenți. Într-o relație karmică. Sunteți în frică și asta e. Frică să nu cumva să fiți singuri. Nouă de cupe în poziția blocajelor. Deci această relație, iar înseamnă relație karmică, ciclu, responsabilități, obligații, consum de energie, vă blochează stima față de voi, speranța, credința, dragostea față de voi, da? Acel nouă de cupe despre care am vorbit și la prima, interesant care a venit, la prima parte, ascultați și prima parte. Ce vă susține? Interesant să nu uitați că energia comună dintre voi este zero. Sunteți în punctul zero. Vă împăcați sau nu? Și asta se va vedea în timp. Ce vă susține? Vărsători. Ce vă susține vărsătorilor? Hai să vedem. Situația aceasta. Ce frumos mesaj. Wow! În secret, nu știți, adică vreau să zic. E luna. Nu știți că la un moment dat va veni această ofertă. Asul de monede și asul de spade. Și sufletul pereche, și sufletul geamă, și flacăra geamă. Și tot ce mai vreți voi, posibil din partea unui semn de foc. Dar nu acela despre care am vorbit, nu regina de bătăi invers. Este un semn de foc asumat, este o persoană creativă care iese în evidență. Da? Și vrea să vină, da? Către voi, regele de spade, care sunteți un pic cam supărați și să vă schimbe, ce frumos, roata norocului, să vă schimbe energia, să vă dea inspirație, să vă dea un mesaj ceva frumos, să vă arate ceva ce vă doriți și să vă arate că poate fi dragoste, bucurie, fericire și după toate aceste experiențe. Dar nu știți, deocamdată, dar v-am zis eu. Este luna.
Luna ține secret. Norii ăștia care sunt acum pe cer nu arată soarele, dar noi știm că există. Acum, în continuare... Ah, am zis, mesajul nu contează că au picat. Le iau după aia. Acum, ce vă susține? Speranța. Trei de bâte. Așteptați. Vedeți lucrurile. Vedeți lucrurile în perspectivă. Eliberați-vă emoțional și ce faceți? De la 8, dacă să ajungi la 9, că da, este blocat 9 de cupe, este blocat. Nu v-ați eliberat de cupele goale, nu ați învățat lecția aceasta. Vă tot împăcați, vă tot despărțiți, nu v-ați transformat încă. Ca să puteți manifesta sufletul pereche. Îndrăgostiți ăștia. Se pot manifesta doar când vă transformați și vă găsiți echilibru, stabilitatea în voi. Este munca voastră și până acolo mai aveți de mult. Până la regele de monede aveți 6 de monede de făcut, de echilibrat, da? Deci, sperați că detașându-vă de cupele goale, veți debloca acest 9 de cupe, satisfacție interioare, dragoste față de voi. Dragostea face diferența. Dați-vă șansa la dragoste, cum am spus și la prima etalare. Și veți descoperi și dragostea adevărată. C-o fi cu acest personaj după ce vă vindecați amândoi? Bine, c-o fi cu altul? Foarte posibil să fie cu altul. Da? Și în primul rând, găsiți-vă acest soare. Măcar până la sfârșitul lunii august, că avem 8 luna august, avem soare zodia leului, da? Până la sfârșitul lunii august sau până la sfârșitul zodiei leului, găsiți-vă acest 9 de cupe, inspirația. Aha, mersi. Deci acest soare este inspirația. Copilul interior, am zis, descoperiți creativitate. Prin creativitate, ascultați pe partea 1, prin creativitate veți primi niște informații. Ia uite. Unde era? Minut. Ia uite. Creative expressions. Prin creativitate veți primi niște inspirații. Inspirație divină, da? Ei! Și veți găsi inspirația cum să vă echilibrați, cum să fiți mai stabil. Și în momentul în care vă găsiți acest copil interior și acest soare interior, țineți-l. Unii încă țineți foarte mult la un semn de foc, unii. Unii țineți încă la un semn de foc foarte mult. Și vreți să mergeți către ei, îi așteptați. Acum? Ce și cum se va manifesta? Eu am zis, ce vă susține? Speranța, detașarea de cupele, interesant, de cupele goale, încrederea în voi, trezirea voastră spirituală, că apare un turn care vă dă forță sau nu. Depinde de voi ce vreți să luați în această separare, din această lecție. Și asta e. Și stabilitatea. Asta vă susține. Și pe unul și pe celălalt. Pentru că noi, când suntem într-o relație, oglindim sau vedem în celălalt anumite aspecte ale noastre care nu sunt vindecate sau care sunt vindecate. Rămâne de văzut. Cam aceasta este etalarea. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, puteți să vă exprimați. Creative expressions. Aș fi foarte încântată cu un like. Și vă doresc dragoste, că toți avem nevoie, pace, creștere spirituală și vă pup. Pa, pa!